Bun, deci stai că am găsit o pasta totuși, dar ce ne spune totuși, cum ne dă Hot News, aplauz, reputatul site Hot News, știrea că doamna ministru al muncii a făcut public numărul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii. Cum? Gest inedit al ministrului muncii. Nimic de zis, e inedit. Și ilegal. Nu, e, e inedit, dar adică inedit? Gest inedit, nu, pe bune. Ilegal. Da. Auziți, dar dacă Dragnea, de exemplu, i-ar fi făcut public numărul de telefon al domnului Iohannis, bun, asta presupunând că domnul Iohannis ar fi avut roaming, că... Așa. Deci, cum ar fi tratat Hot News subiectul, te întreb? Deci, gest inedit al ministrului muncii. A făcut public numărul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii. Violeta Alexandru, este un telefon plătit din bani publici. Vrei să fac și eu public, că e tot plătit de bani publici, numărul... Și putem... al cui vrei să-l facem public, domnul Ciuvică? Să luăm și noi... Uite, al lui Iohannis, că tot ați venit. Al lui Iohannis nu l-am. Îl am pe al lui Chioveși. Păi ce? Hai să-l facem pe al lui Chioveși. De exemplu, că e plătit din bani publici, sigur. Dacă nu l-aveți pe ăla de acum, din 1900, toamna, de când a vrut să vă ia consilier... Păi și dumneavoastră credeți că și-a făcut între timp altul? Cred. Bun, eu la un moment dat eram într-un context cu niște cetățeni, acum niște ani. Hai să vă povestesc asta, că e foarte amuzantă, că eu sunt pe umor, clovnerii și strâmbăciuni. Deci, eram acum niște ani într-un context și doi cetățeni, nu vă spun cine. Răvonta! Și cu Răghiță! Și eram... Ce, n-ați înțeles cine, nu? Ok, mai nu, bine, lasă așa. Poți să strănuți totuși, mai citeți? Nu. Puteți să repetați strănutul? Nu e important. Am Ponta și Ghiță. Și... întreb. Da, vorbim cum vorbește Câțu. Da, și le întreb. Dom'le, aveți numărul de telefon al meu? Al cui? Și zic, al doamnei Chioveși. Și am văzut pe aia că salbez la față, știi? Și de ce? Zic, îmi trebuie mie. Aia? Da. Bun, m-am notat și eu numărul de telefon al doamnei Chioveși și după aia am intrat pe WhatsApp, pe Telegram, pe Signal și pe toate alelalte unde doamna Chioveși era. Ca să vorbească, eu știu, cu Mircea Marean și cu toți aia de mai vorbea dus. Și am luat toate pozele de profil de la toate astea și le-am dat pe post. Foarte drăguț. Dar avea niște poze drăguțe. Avea niște poze chiar foarte așa, umane, cum să spun. Era aproape umană. Da.